Bună ziua, bine ați venit la Pomicula în Albant. Astăzi voi vorbi despre gutui. În cadrul acestui filmuleț voi prezenta mai multe etape de evoluție a gutuiului. Voi prezenta inclusiv cum se fasonează rădăcina pentru plantare și o să vă explic atunci de ce. Bun, și venim aici să scoatem un pom din pământ. El aici a fost stratificat din toamnă într-un strat făcut adâncit la 50-60 de centimetri cu pământ pus peste el ca să fie păstrat pe timpul iernii pentru vânzare. Și luăm unul din pomi, scoatem, îl scuturăm de pământ și îi fasonăm rădăcinile. Le fasonăm la 15-20 de centimetri maxim. Vedeți? Așa. După ce îl fasonăm, ne uităm să vedem rădăcinile sunt bune sau nu. Rădăcinile trebuie să fie albe, adică sănătoase, vii. Vedeți? Așa trebuie să arate. În condițiile în care o să întâlniți pomi care de unde cumpărați, de unde nu contează de unde, sunt ruginii, sunt bonlade. Le scurtați mai mult până ajunge să eliminați de tot. Bun. Dacă pomul dumneavoastră achiziționat n-a fost stratificat așa în sol, să aibă condiții de umiditate naturală în pom, și a fost împachetat sau ținut până depozite frigorifice, nu mai scurtați atât de mult rădăcinile, lăsați mai lungi pentru că rezerva de sevă din rădăcină să pierde prin împachetare sau stat prin depozite, prin respirația pomului, să pierde din seva rădăcinii. Dacă el a stat așa în pământ, el îi prinde sevă, inclusiv pomul, inclusiv rădăcina, și atunci îmi permit să o scurtez. Dacă nu o lăsați mai lungă, doi la mână, înainte de plantare, acest pom, deci înainte de plantare, pomul cumpărat, care n-a fost ținut bine în pământ, n-a avut umiditate, trebuie să lăsați în apă câteva ore bune pentru hidratare. Ceea ce nu-i cazul în situația asta. El a avut condiții bune, pământul a fost, uitați, are umiditate bună aici, uitați, ăsta e pământul de la el și când îl strângi în mână așa, el trebuie să rămână așa. Asta înseamnă că are umiditate, un coeficient bun de umiditate. Dacă se fărâmă ușor, coeficientul este redus. Și nu e bine. Atunci îl băgăm la hidratare. Bun. Acum dați-mi voi să-l pun la loc. Doar v-am arătat. Îl punem la loc. Să nu piardă din umiditate, că o să vină clienți și vrea pom sănătos. Așezăm un pic și mai punem și rezervă deasupra. Bun. Acum o să mergem în continuare și o să prezint un gutui de anul 2, care a fost plantat acum un an, tăiat și cum a evoluat el după un an de zile, după prima tăiere. Bun, să mergem. Și am ajuns la un gutui de anul 2. Adică a fost tăiat în primul an de aici, vedeți? 80 de centimetri înălțime, 70-80 de centimetri. Ce evoluție a avut el în cursul anului după plantare, după ce l-am tăiat de aici? A crescut, uitați, de aici și până aici, foarte slab, de aici și până aici, iar această ramură a mers până aici. În anul următor a crescut de aici până aici, de aici până aici și aici am avut de-a face cu două bifurcații în anul următor, iar aici la fel cu două bifurcații din aceeași ramură anuală. Bun, deci anul 1, anul 2. Anul 1, anul 2. Pe noi ce ne interesează, acum suntem la început, trebuie să asigurăm pomul cu șarpantele necesare. Nu putem să lăsăm cu 2-3 șarpante. Și avem așa, una, două, trei, și aici avem a patra bifurcată, dar foarte apropiate. Și ce vom face în cazul ăsta? Nu ne trebuie 4, 5, 6 șarpante. O facem în felul următor. Vom scoate această ramură anuală, că e mai groasă și fiind mai groasă, prinde putere mult mai multă, celelalte vor rămâne mai jos. Scurtăm această ramură anuală
ca să facem o să obținem o bifurcație de aici, scurtăm și pe celelalte ca să avem aceeași nivel de pornire cu aceleași condiții de pornire. De aici vom obține o bifurcație, cum avem în cazul ăsta de aici, dacă ne uităm de aici să vedem mai bine. Am făcut o bifurcație foarte frumoasă, vom face și aici una și vom avea așa la în următor. Una, două, trei, patru, cinci. Cinci ramuri de schelet, suficiente pentru ce vrem noi să facem. Bun, acum vom merge, uitați, acest răstar, să pregătesc pentru răstar de rod. Vor deveni măciulii. Aici, în capăt, acest mugul se vor îngroșa și vor deveni măciulii. Și o să vorbim noi mai târziu despre cum rodește gutuiul. Foarte interesant, de altfel. Bun. Mergem acum la un gutui de anul 4, ca să vedem evoluția lor, să înțeleagă și lumea care are anul 1, anul 2, anul 3, anul 4, până la anul 7-8. Bun, să mergem la gutui de anul 4. Bun, și am ajuns la un gutui de anul 4, zic eu, să vedem. A fost tăiat prima dată de aici, vedeți? Și a crescut o ramură anuală, 2, 3. Creșterea a fost destul de redusă și în cazul ăsta până aici, se vede lemnul de anul primul an. Până aici a avut creșterea. În anul următor, deci primul an, al doilea an a crescut până aici, clar, se vede aici a fost și tăiat, și al treilea an este vegetația asta. Bun. Vedeți că deja când a ajuns în anul 3, a trecut al treilea an de viață, a început să facă gutui. Deci încă de anul trecut a făcut gutui. Este un gutui precoce, foarte bun. Astea sunt măciulii pe care a avut gutui. Uitați, aici a avut gutuie, da? Aici a avut alt fruct, vedeți? Și așa mai departe. Aici pot să vă spun, să fac o mențiune, că atunci când recoltăm gutuire, să avem grijă când rupem codiță să rămână în totalitate. Deci nu rămână codiță pe gutuie. Dacă codița pleacă odată cu gutuia, pierde măciulia, ori măciulia e generatoare de alți muguri de rod. Bun. Și acum noi în anul următor o să facem o scurtare de circa 50 de centimetri. Eu am făcut-o mai înainte și acum doar vă arăt. O scurtare de aici, da? O scurtare de aici către exterior și aici pe același nivel. El acum pare că pleacă foarte apropiat de axul central imaginar, adică deschiderea față de axul central, de axa imaginară, este foarte mică. Eu trebuie să am o deschidere că de 45 de grade, așa, ca să aibă lumină în interior. Dar, să vedem noi că anul ăsta, sub greutatea gutuiilor, plus vegetația care este, gutuiul se va lăsa așa. Iar la anul când vom filma, sau chiar în plină producție anul acesta, o să facem o filmare și o să vedeți cât de mult se lasă această ramură de schelet. Și avem una, două, trei ramuri de schelet. Avem puține față de cât ar trebui să aibă un gutui, 4, 5, chiar 6. Dar să vedem cum evoluează lucrurile, s-ar putea să facem o bifurcație de aici, să avem de aici în continuare 2, 4, 6 ramuri de schelet. Bun. În partea de jos am mai dat câțiva lăstari, că așa îi place gutuiului, dar le vom elimina să nu avem probleme cu chestii de genul ăsta. Și anul ăsta vom avea rod. Acum vom merge în continuare cu filmatul la un gutui de anul 7. Să vedem ce se întâmplă acolo. Haideți! Și am ajuns la un gutui de anul 7. Bun. Prima dată o să mă ocup de drajoni, să eliberez drajoni un pic aici, ca să nu ne încurce. Așa. Și acum să vorbim despre partea de schelet. Partea ce ne interesează cel mai mult. Așa cum am spus, gutuiul trebuie să aibă 4, 5, 6 șarpante în final. Că se bifurcă de jos, că mai de aici, dar le vom avea până la urmă. Noi venim și intervenim de fiecare dată și facem ce vrem noi. Dacă am uitat anul trecut sau n-am reușit,
Facem anul următor, facem corecții, facem corecții ca număr de șarpante, facem corecții de este unghiul lor față de axul imaginar central. Și să pornim acum la treabă. Ne uităm ce părți de schelet avem noi care ne interesează. Avem aici, acolo, 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 acolo. Foarte bine. Partea asta de aici, vedeți că pleacă către interior, dar mai sus își revine către exterior, uitați. Deci vine încoace. Noi, ca să obținem în continuare o plecare mai bună, vom face o reducție de aici, de la o măciulie, cu lăstar anual către exterior în continuare. Sub greutatea fructelor se va lăsa. Ce este în interior eliminăm ca nu cumva să genereze măciulii, să avem rost să-l tragă către interior. Bun, și acum, fiecare șarpantă avem grijă să-i formăm unghiul și să lăsăm și un semischelet, cum avem aici. Lăsăm un semischelet care îl facem imediat deasupra unei ramuri vegetative sau deasupra unei măciulii. Aici vreau să fac o mică mențiune. Deci în momentul când facem o tăiere la pomi, partea asta, asta e lama de tăiere și asta e contralama, vedeți? Contralama trebuie să fie în partea de sus care se elimină, pentru că ea face niște lovituri mecanice. Dacă o punem invers, lovitura mecanică va rămâne pe partea lemnului care ne trebuie. Deci să fie întotdeauna cu lama jos și contralama sus. Bun, mergem mai departe. Aici avem un semischelet care aparține de acest schelet. Scurtăm de la această măciulie și aici facem la fel. Scurtăm de la o măciulie, uitați. Bun. Ne urcăm în sus să vedem unde ajungem cu partea de sus. Avem o pornire către exterior aici cu multe măciulii foarte frumoase, dar avem și o parte care pleacă în sus. De fapt, partea importantă a acestui schelet pleacă drept în sus. O eliminăm partea care pleacă în sus, facem un transfer către această ramură spre exterior. Sub greutatea fructurilor, cu siguranță, vom mări unghiul față de axul imaginar, axul central al pomului. Eliminăm și partea interioară. Am făcut acest lucru, am terminat cu această șarpantă. Venim aici și am făcut ce am avut de făcut, adică am lăsat mai înalt ca să fructifice, să dea către exterior. Venim mai departe. Avem aici două elemente de care putem folosi în felul următor. Partea asta, că este mai bine poziționată, o lăsăm ca continuarea șarpantei și lăsăm aici o semișarpantă, da, mai scurtă. Lăsăm și aici o semișarpantă la fel din acest schelet, iar partea asta care merge paralelă cu această șarpantă, o eliminăm tocmai de jos, de dacă ne permite farficul, da. Și am eliminat-o de jos. Mergem mai departe, ajungem la această șarpantă. Are o pornire către interior, puternic către interior, se vede. Nu știu dacă se vede de soare. Cred că filmăm din partea asta mai bine, se vadă că bate soare. Vedeți, pleacă către interior. Și atunci o eliminăm complet. Ne alegem ramurile de semischelet, tot așa cu o poziție cât mai exterioară sau dacă nu măcar pe linia pomului către lateral, o eliminăm pe asta care pleacă spre interior și mai lăsăm încă o semișarpantă aici. Și o lăsăm de la o măciulie. Unde măciulia? Aici este. Ați văzut? A rămas măciulie aici. Acum, mai avem și aici o altă ramură anuală lungă care a crescut și a generat măciulii. O să lăsăm și aici, dar doar două măciulii, una, două. Astea care se văd mai subțire, astea nu vor genera fructe, doar astea două. Suficiente pentru o semișarpantă. Suficient. Și aici venim în continuare și vedem că deja șarpanta are tendințe de a se lăsa prea mult, vedeți?
Și atunci facem o corecție, eliminăm partea asta care pleacă mult în afară, o scurtăm și pe asta care pleacă drept în sus, ca să ne asigurăm că va rămâne în unghiul ăsta. Și vom avea aici două măciulii, vom avea aici una, două, suficiente pentru cât avem noi nevoie pentru o șarpantă. Mai departe venim aici. Deci facem aceleași lucrări de fiecare dată. Urmărim să avem semi-șarpante și șarpanta să o dirijăm pentru a-și menține unghiul. Vedem aici că e destul de elastică și vine cam jos. Trebuie să avem grijă să o mai întărim și să meargă în poziția asta de 45 de grade. Și atunci ce faci? Eliminăm partea asta care are rod pe aici, semi-șarpanta foarte scurtă, ca să aibă doar o gutuie, vedeți? Așa. Iar partea asta, ca și înălțime, o reduce mult de la o rămurică de rod aici, care va genera, de fapt, o măciulie. Eliminăm și partea asta de semischelet și o lăsăm cât mai liberă, cu fructe mai puține, ca să rămână măcar în poziția asta, să nu coboare mai mult. Cu trecerea anilor, ea se va îngroșa și va rămâne în poziția asta fără să se mai aplece. Deci e lucru bun. Vine mai departe. Aici, observați, avem două șarpante. Una care vine din bifurcația asta de aici, vedeți, pleacă din această șarpantă, pleacă una încolo, una vine încoace. Bun. Se suprapune oarecum cu această șarpantă care pleacă tot dintr-o bifurcație de aici. Uitați, de aici pleacă, da? Se suprapune oarecum în zona asta, dar când ne uităm partea de sus, ele vin oarecum foarte bine desfășurate. Și atunci le lăsăm pe amândouă. Avem grijă doar să lăsăm una cu o plecare în partea asta, iar asta, cealaltă, o lăsăm în partea opusă, cu plecarea în partea opusă. Și eu zic așa, o scurtăm de aici, ca să avem plecare cât mai mult în partea asta, că vedeți, se distanțează foarte mult, și eliminăm partea principală a scheletului care era. Partea asta de semischelet va deveni parte principală a scheletului. Și atunci îmbrăcăm și zona asta, ne depătăm și de cele facem și o depătare între cele două ramuri de schelet. Bun. Am terminat cu tăiatul șarpantelor și a semi-șarpantelor. Intrăm în interior și eliminăm tot ce este interior. Deci eliminăm, nu scurtăm. Eliminăm. Peste tot, dacă găsim o ramură care ne convine nouă, ca să devină ramură de rost, ramură de semischelet, atunci o lăsăm, nu o scurtăm. Dar restul le eliminăm complet, deci le eliminăm pur și simplu, nu le scurtăm. Bun. Haideți să vă vorbesc puțin despre măciulii, care sunt ramurile de rod la gutui. Ele, în primă fază, pornesc ca o ramură subțire de vegetație. Uitați, așa apare, vedeți? 5-6 cm. Așa apare ea. Și mai lungă, până la 15 cm. În anul următor, ea se va îngroșa. Se va forma așa, ca asta, vedeți? Aici, ramura asta e pregătită pentru rod. Va face o floare și o gutuie în final. Bun. Cu anul următor ea va deveni mai groasă, dar din mugurii care rămân după recoltarea fructului, vor genera alte rămurele în care în vârful cărora vor fi muguri floriferi. Deci această măciulie va deveni după recoltare o generatoare de lăstari, noi lăstari pentru muguri floriferi. De aceea v-am spus și mai înainte că nu trebuie ruptă la recoltare, codița trebuie să rămână pe pom. Fructul pleacă fără niciun fel de codiță. Bun. Odată cu trecerea timpului, măciuriile îmbătrânesc. Ele se elimină și se lasă noi măciurii. Cum se formează noile măciurii? Uitați, venim aici, de exemplu, aici, dacă nu avem măciurii și toate sunt subțiri așa, aici, sau hai să arăt una mai, hai să spunem aici, scurtăm
de la o mugră vegetativ și aici se va forma măciulie. De aici va porni o măciulie. Așa se pornește o măciulie atunci când se deganisește pomul. Din ramuri tinere, anuale, se scurtează și lasă un mugure. De aici va porni o măciulie. Bun. Atât am vrut să vă spun în acest film. Dacă apar alte elemente pe care le-am scăpat, o să vin cu completări, așa cum am făcut-o la Piersi și cum o voi face la toate speciile pe care le-am filmat până acum. Până atunci, vă spun la revedere și țineți aproape.